Lansarea primei fabrici de sisteme de irigații pivot din România de la Târgu Jiu a fost primită de majoritatea fermierilor din țară cu mare încredere. Compania Variant Irrigation va furniza echipamente de irigare de ultimă generație, dar și soluții pentru nevoile individuale ale fiecărui fermier în parte. Standardele stabilite de producătorul de echipamente sunt susținute de dealerul exclusiv din România, Titan Machinery, care asigură o gamă de lucrări de instalare, dar și întreținerea sistemelor de irigare. La eveniment, alături de reprezentanții companiilor implicate, au fost prezenți fermieri, reprezentanți ai administrațiilor locale și centrale. Acest business a început în urmă cu vreo 30 de ani în Ucraina. Familia Șufani a investit prima dată acolo. Deci au o experiență în ceea ce privește prelucrarea oțelului și componentele de genul ăsta. Sunt echipamente pe piață, funcționează bine atât în Ucraina, în Ungaria, avem în Bulgaria și avem și pe piața din România. Vom fi aproape de fermieri prin distribuitorul nostru de exclusivitate. Noi având aici piesele de schimb, ei au în hub-urile lor care sunt răspândite la nivel național și putem interveni în caz că, Doamne ferește, sunt și evenimente neplăcute, dar echipamentele noastre sunt fiabile. Mai mult decât atât, nu ne-am propus să fim cei mai ieftini din piață, ci ne-am propus mai degrabă să furnizăm calitate, iar calitatea nu este ieftină în niciun caz. Avem nevoie de un partener foarte puternic și unde știm și noi este capabil să are disponibilitate de toate materialele și chestia asta. Asta e punctul 1 și punctul 2, clar și de punct de vedere de calitate. Și amândouă împreună, pentru asta noi am făcut decizie să începem colaborare cu ei, care a început deja anul trecut și este în dezvoltare și în dezvoltare bună. Am deschis un departament separat să fim și noi profesionali, cu oamenii specializat. Clar, cu ajutor de la toate grupul de Titan Machinery în spate care avem și dezvoltare, clar, pe planul nostru e să extindem, să avem mai multe oameni și pe vânzare și pe servici și pe montaj și după este și plan să extindem și în alte țări în Europa, unde este și Titan Machinery Europa. Pentru noi este un avantaj și cred că și pentru toată țara este tot pozitiv să facem investiții aici în România. E un segment de utilaj care la noi nu se face. Este unul important pentru că piață pentru ele există în continuare, având în vedere că mai toată agricultura și tot segmentul de irigații trece către genul ăsta de echipamente pentru că sunt mai economice și au un randament mult mai bun. Faptul că vom avea un producător local ne va ajuta în lanțul logistic, cu componente, piese și sunt sigur că vor avea succes și au un viitor asigurat. Vreau să fac un proiect prin AFIR, prin sistemul de irigație local, pentru că am sursă de apă și în momentul de față avem 40 de hectare de legume și bineînțeles fabrica de aici este aproape de noi, la 80 de kilometri, cu siguranță prețurile vor fi mult mai accesibile decât să achiziționăm din import și pentru toți fermierii din regiunea Oltenia este un mare beneficiu.